Concurenții de la Survivor România au aflat că a început războiul între Rusia și Ucraina. Ce se întâmplă, de fapt, la show de la ProTV? Concurenții de la Survivor România sunt izolați de orice fel de informație din afara junglei din Republica Dominicană. Este a șaptea zi de război în Ucraina, însă nu este sigur dacă informația momentului a ajuns și pe insula faimoșilor și cea a războinicilor. Iată ce se întâmplă, de fapt, la show de la ProTV. Se pare că Survivor România este competiția limitelor din toate punctele de vedere. S-au împlinit șapte zile de când războiul din Ucraina a început, însă participanții showului de la ProTV se pare că nu au habar de ce se întâmplă la 10.000 de kilometri distanță de ei. Se pare că realizatorii show-ului nu au vrut să creeze panică în rândul concurenților de la Survivor România, iar asta pentru a nu le îngreuna și mai mult traiul de pe insula din Republica Dominicană. Cel mai probabil dacă faimoși și războinicii ar fi aflat de războiul din Ucraina și Rusia, discuțiile pe această temă nu ar fi întârziat să apară.